Hei, Doamne, și normal ca omul când ajunge în rai să nu mai vrea să plece de acolo. Așa că și uica Mihai bântuie de două luni pe Valea Cimișului, în raiul bănățenilor, la poalele munților, Gugu, Țarcu și Godeanu, în Gugulania, raiul în care se simte într-adevăr apropierea de Dumnezeu. Suntem la Vârșorova, la precinul meu Ion, faimos pentru răchia pe care o face el, dar dincolo de asta am descoperit că este un gospodar desăvârșit. Cultivă pământul, tot ce se poate cultiva la poalele muntelui, crește animale, are livezi întinse și mai ales are un suflet care într-adevăr se potrivește cu al meu. Așa că stați cu ochii pe Ion, neglijați-mă pe mine, fiindcă eu am devenit astăzi un înger în raiul de la Vârșorova. Haida! Hei, Doamne, încet, încet o să vă fac să pricepeți de ce spun că suntem în rai. Suntem la Sălaș, la Ion, și vă mirați de unde provine cuvântul ăsta Sălaș, ce înseamnă el? Păi, pur și simplu, viața bănățanului se petrece, viața adevărată, se petrece la Sălaș. Casa din sat și viața în societate e o paranteză neimportantă. Aici se nasc copiii, aici se îndrăgostesc tinerii, aici se retrag bătrânii când ajung la vârsta senectuții și chiar se pare că au descoperit ei apa vie. Iar Sălașul este de fapt centrul universului pentru bănățeni. Și ea ca centrul universului îi Doda Ana, care face șurat. Doda Ana, o faci aici așa, îmi plecești la știmpi. Cui faci știmpi? Lui copiii mei. Lui copii. Ai grijă și acu de ei. Da. Nu vă vine să credeți, dar Doda Ana are 88 de ani bătuți pe bucheu, așa-i? Și uite la ea. Nu mă las. Cât poți, zici de stau în pat. Mi-e drag să lucru. Când stau așa, parcă mi-e stapă, așa acolo, cu sapa, cu prășeliu. O vezi asta ce țin. Dar să stau eu așa nu pot. Și ești toată vremea la Sălaș, nu mai cobori în sat. Numai duminica. Duminica? Duminica și la grăgina, eu mă acolo îmi taie pâine, la prune, la miele. Aha. Să nu spui că dumneata mă întorci pânul cu furca. Bă, chiar acum spărșe porjurii. Ei, ai sprijinit porșorii. Și ai făcut clania aia mare, dumneata ai făcut-o. Da, da, da. Sălașul ăsta din spatele nostru, cel tânăr, care are numai vreo 50-60 de ani, este ceva care seamănă cu o casă din sat. Dar este Sălașul vechi, care bate suta de ani, acolo unde Doda Ana mi-a spus că l-a crescut pe... Păi, mă, toți trei, într-un pas, oa, că mi-am patul alat cu fata iară. Un Sălaș care, într-adevăr, reprezintă istoria familiei. Haideți cu mine să vi-l arăt. O să fiți impresionați. Hei, ia cată, ăsta-i Sălașul al vechi în care s-a născut Ion, precinul meu, pe care încă n-ați avut prilejul să-l cunoașteți, fiindcă l-am pus la caznă mare să facă focuri, să rânduie ceaune, să pregătească țestul, fiindcă o zi la munte te face să fii flăbând ca un balaur cu trei capete. Tot Ion al meu a avut ideea că decât să bage Sălașul ăsta minunat, încărcat de amintiri pe foc, să-l pune la dispoziția tuturor iubitorilor de străvechi și de autentic. Așa că a chemat evaluatorii de la Muzeul Satului Bănățean și dânsii au spus că este un unicat, sunt îmbinări de lemn fără cuie, făcute numai din teslă și din secure. În interior este o muruială, adică o tencuială superficială cu tot felul de șipci și cu pământ galben. Aici a copilărit Ion. Pe pragul ăsta pe care trebuie să mă așez și eu, au crescut și s-au jucat 5 generații de copii, așa că, ce să vă mai spun, istorie, istorie și plăcere. Haideți să mergem, că mai avem de înconjurat Sălașul și până la urmă trebuie să fiu cu ochii pe Ion, că până la urmă de mâncare răspunde uica Mihai, nu altul. Ion Vârdăion leagă pene la izmene, fugi, babo, nu ciceme. Ia că-l pe ortacul meu. Ion, om cu băgare de seamă, cu stare, cu țucui sufletul. Așa.
El a avut grijă și ne-a rânduit tot ce trebuie pentru mâncare. A făcut două focuri mari, a încălzit țăstul. Și aici ce mi-ai făcut? Aici ai o carne de vițel, proaspătă. Da. L-ai tăiat azi noapte în pod. Da. Ia, adus amice, cum era pe vremea lui Ceaușescu cu viței la noi aici? Era problema mare pe timpul lui Ceaușescu. Țin minte că eram copil, și aducându-mă aminte, tatăl meu cu bunicul meu, deci tăiau viței, cum se zicea atunci, pe ascuns. Deci n-aveai voie să stai propriul tău vițel. Da, eu mi-au pregătit aici carne de vițel ca praga, tăiată potrivit exact cum în tebe, și vom prepara o mâncare, așa cum face bănățanul la Sălaș, măi cu seamă vara când e vremea de coasă. Adică se prepară foarte repede, focul fiind făcut pentru toate treburile casei, pui în cipsia asta, care e un vas special de lut, și trebuie să le spunem oamenilor că toate vasele de lut care se folosesc la gătit la temperatură mare, trebuie înmuiate 2-3 ore cel puțin. Altfel, toate pocnesc. Crapă, da. Să duce crapă, mâncarea pe vată. Toată bunătatea se duce pe jos. Se duce, așa. A nostru o sta la muiat și acum, fii bun, Ioane, să vigem. Foc avem. Doamne, ca este fain. Foc. Uite acolo, uite. Numai... Acolo avem focul pregătit pe cărămidă, deci cum se făcea din străbuni. Și acolo avem țestul. Cu care ăla, bunicii noștri... Ăla are pe puțin 80 de ani, țestul ăla. Știu că se făceau în fabrică... Peste 100. Peste 100 are, da, nu? Da, da. Ori la topleța, ori la rășița, se făceau la comandă, nu? Da, sigur că da. Dădeai un miel și primeai un țest. Pe timpul ăla, dacă poate așa era. Haidea să facem... să băgăm. Doamne, că lasă gura apă, tu da? Știi? Hai, da. Primul lucru... Mie îmi spuneți. Ăsta e niște său. Ăsta-i său. Grăsămea. Asta dă semne că vițelul a fost foarte slab. Adică, așa adică ca mine și ca cine. Da, sigur că da. Asta altă e mărunt. Sigur că da, uica. Asta vine baza în cipsia noastră. Eu și eu tăcătul ăsta la altul. Așa, fii bun. Pentru cei care nu știu, seul este grăsimea vițelului, grăsimea vacii, care este foarte rafinată. Noi, de exemplu, acasă, eu cu nevastă mea, ne prăjim doar seul ăsta și îl mâncăm cu ridic negre rase pe răzătoare, cu roșii proaspete și o delicatesă. Nu vă fie teamă că faceți burtă, nu vă fie teamă că faceți vergituri pe coapse, nu vă fie teamă că faceți infarct. Viața omului și așa e scurtă. De la 80-90 de ani încolo, poți să te gândești că urci la rai. Mă uit ca Mihai, ai zis o vorbă mare, că noi doi o să ajungem în rai. Eu la mine nu-i prea sigur, dar la cine să dea Dumnezeu să, că uite, să-ți fie aurită gura. Tu ai început deja, ți-ai pregătit, aia e șpaga pentru să intri în rai. Tot ce faci tu acolo e mită la rai. Dumneatale, știi ce e acolo, nu știi? Nu știu ce e acolo. Ai problema, hai să vedem ce e aici. Mă, nu să zice hai să vedem. Așa? Să zice hai să gustăm. Păi să gustăm? E aici țărășe. Ia stai să văd. Ia uite stai aici. Cum sună. Și să știi ce e aici. Răchie de Bârșorova, prună gevară, județul Caraseverin. Ăsta e lapcilii bănățanului. Cu ăsta își înțarcă mumilii copiii. O, nu-i așa? Ia să vedem așa. Așa, să punem... Nu, du-mă departe, mă, trebuie să-și la mâna bucătarului. Eu, tu nu știi asta. Deși că să ne îmbulge Domnul în rai. Doamne ajută. Doamne ajută să fie Domnul cu noi. Da, facem poftă și la telespectatori. Bag seama că am greșit. Păi? Beutor de răchie din asta, nu ajungem noi în rai. Nu? Să nu ne vadă Doda Ana că ne ia la sfăgeală, că noi mai avem o zi întreagă de lucru. Auzi, dar ia spune-mi, cam câte litri de răchie faci tu în fiecare an? Și că o găleată de aici și una de acolo și toți adună să facem. Cât spune-mi litri? Câte bem noi, uica, Mihai, avem. Deci câte bem noi? Da, câte eu bem noi. Eu cred atunci că mai trebuie să-ți cumperi 5 livezi de pruni, că nu știi tu cât poți ce să bea, uica. Haideți să vă povestesc ceva. Ion are rânduită răchie așa, pe ani, la el în pivniță, și
la intrarea în pivniță, e răchia proaspătă, de anul ăsta. Și cu cât intri în pivniță mai încolo, e tot mai veche, tot mai veche. Și eu când vin la el, el, banditul, ce zice? Hai, da, uite, o să-ți dau răchie și vrea să-mi geardă de lângă ușă. Și eu spun, nu, Ioane, dăm fundoane, dăm fundoane. Că acolo găsești până și răchie de 25 de ani. Bace toate băuturile din lume, și vodka, și vizichiu, și bendiu, și... Știe, uica ce știe! Păi da, o nu uica de pomană, bandit! E, așa mi-ar fi fost drag să instalăm bucătăria în pivniță, acolo la fundoane, lângă butoaie. Dar au zis Dodana, să nu vă prind că umblați în chelari până nu-i gata mâncarea și până nu puneți după masă. Ea nu știe că omul după ce mâncă gras are poftă de 3 ori mai multă de răchie. Așa că storim pivnița. Uite aici, am făcut așa ceapa, un fel de pardoseală. Dăm pe ea cu sare, boabe de piper, rupe fi bun o foaie de dafin și bag-o aici. Mărunt, cât mai mărunt și împrăști eu. Așa, Ioane, că ne așteaptă lucrul la coasă. Bă, seama, Dodana, când ne-a văzut pe noi echipa de filmare, a zis, Doamne, mi-au venit ajutoare la lucru. Ea crede că am venit la cosât, la întors fânul. Uica, ce mai pune aici? Cu ce se mai condimentează? Mă, știi care e ordinea aici? Toace da valmea, fiindcă acolo în țestul de băgăm noi asta, se formează așa un abur și se amestecă, uite, mai băgăm, ca să nu-ți fie țâie și eu, de boabe de piper, sare, cimbru acum, deasupra. Știi că cimbru e foarte volatil, se topește primul mâncare. Dodano, ne-am apucat să facem la țăs, ce zici? Crezi că facem lucru bun? A trebuit și crumpii acolo. Ba, fără crumpei. Ăia îți facem dumitale separat. Că trebuie strucată carnea. Uite, acum o strucă uica. Fii atent cum facem. Spargem așa o piparcă în patul și scoacem bucățele cum e limba de vițel. Ia uite. Lăsăm și o țără sămânță să-i dea gust iuce. Hai să le fac eu așa aici. Asta e măstorie din locurile unde am crescut eu, ia uite. Așa. Ați auzit ce frumos a zis Dodana? A strucat cu o țără crumpei, adică a acoperit. Așa la noi se spune. A strucat. De exemplu, inima bărbatului când vine obosit, sara, de la lucru, de la coasă, de la alea, s-a strucă cu o țără răchie, și când își țucă muierea odată, uite de oboseală și a doua zi dimineața... Ca cum ai luat cu mâna. Ca și cum ai luat cu mâna. Dacă vreți să preparați felul ăsta de mâncare, trebuie să trageți o fugă până în Banat, să vă faceți rost de un țest. Țestul este aparatul minune de gătit al bănățanului și fără ăla nu puteți să reușiți. Dar hai, lasă, nu mă ține de vorbă. Trebuie să terminăm de a stucat carnea. Sigur că da, uite. Uite, ia și tu părădaiță. Vezi cum o tai eu, uite așa. Felii mai groasă. O vezi? Dintr-o părădaiță să scoți patru felii. Le înșurăm așa una lângă alta, fain frumos, să dăm cu mirogenii peste ele. Știi că asta e important. Lasă lașul lui Ion, toate păsările dorm, numai Ion și cu Mihai, parcă-s bufniță în rai. Na, oameni buni, ăsta e felul de mâncare care se face la sălaj la Bănățan. N-are nume, dar m-am gândit eu și o să-i spunem cipsâia lui Ion, nu? Cum acum, oricum ce e acolo, e ceva foarte, foarte delicios. Băgăm pe foc și după aia mai... de uica Mihai. Și de Ion. Hai da! Uite că jalul e pregătit. Da, Ioane, dă-i țesul la o parte. Da, uite că țesul s-a cam înșintat, îl dăm la o parte, așa, frumos. Să tragem jodiu. Jarul. Așa. Punem jarul jos. Ia să-ți arăt cum se face proba la țest. Dă-i o țără cu măturița până aduc eu belca de vin. Da. Fii atent. Acum, dacă vinul face aburi, înseamnă că e temperatura și ne trebuie nouă. Îl punem aici în mijloc. Așa. Pune țestul deasupra. Da, uica. Uite așa. Am astrucat cu țestul și acum dăm jăghiul ăsta jur împrejur. Așa, vezi să nu ia foc mătura, că ne bace Dodana. Și uite, ne mai trebuie o țără jăg deasupra, pe capac. Hei, acum
clopotul ăsta de metal, bă, care se numește țest, a fost închis ermetic cu jăratec, va sta cel puțin o oră și jumătate la foc potivit, care scade în intensitate, carnea va deveni moale ca pufărul, este vorba mea preferată, sosul va avea un gust delicios și între timp eu și Ion ne ducem în pivniță, în fundoane, să probim răchia aia de 22 de ani. Dacă țestul merge repede, nu bem mult. Dacă țestul merge iute, cred că-i golesc cu butoi. Hai, dai, Ion, în fundoane! Uite, eu aș vrea să fie cât de mult, să stăm mai mult la pivniță, că e răcoare. Atunci, uite, putem să mai stropim cu apă, da? Dar n-are rost. Hai că târpim noi la răchie. Da. În grădină la Ion, toace păsările dorm. Doamne, când văd atâta postată de mare, lucrată și cultivată cu absolut tot ce e nevoie la casa omului, mă cuprinde așa o fioare. Cred că oamenii ăștia lucră zi noapte, mă și mir când mai are timp Ion să se odihnească. Între timp Ion se pare că a reușit să facă un rug de lemne care să ne ajute la gătit. Eu o să încerc să culeg câte ceva de pe aici, nici nu știu, e o bogăție adevărată. De fapt, îmi dau seama că așa se nasc bănățenii în cultul muncii. De mici copii fiind la pământ, lor li se pare că e ceva normal să lucrezi și să ai și să pui pe masă. De fapt, în asta constă bogăția bănățeanului. Munca făcută din dragoste și din plăcere. Doamne, Gheorghițo, ce ți-a pus Dodana să lucre aici, să pași? Să vieți aici pe poșa asta ca să se facă, că uite, sunt rogiți, sunt micuți și întind așa să se facă, că altceva nu se fac pe jos. Înainte vreme așa se lăsau cu crestăvețe, să curgă pe vată, da, culegeai, n-aveai treabă. Acum cu poșile astea e altă modă. E altă modă, veni moda. Auzi ce m-am întrebat eu? O voi ați găsit cumva lampa lui Aladin și iese din ea un duh de lucru atâta pământ? Da, sunt mâinile astea două care lucră și merg aici, uite, punem păsulă, punem cucuruț, punem crumpei, morcovi, zarzavaturi, de toate. Toate la rânduiala lor. Doamne, că mie mi-ar fi frică să mă înham la așa muncă. Ție nu? Așa. Nu, că mie îmi place. Ți-e drag? Da. Aia e când lucră omul cu drag, întotdeauna iese bine. Auzi, crestăveță... Când vin să culeg eu de aici câta păsulă, câța crestăveță, umplu vadra de ele, mă duc cu ele la bucătărie, nu mai pot de drag. Și știi care e al mai fain lucru? Că încă e viață în ele când le rup proaspete și le mănânci. Da, n-ați găsit voi apa vieții, ați găsit munca care ține loc de asta, na. Mă duc să văd dacă eu nu târpit cu focurile alea, tu vezi de căstrăveț, da. Că ne bace Dodana cu greble, am văzut-o la capul rândului. Da, s-o dus să întoarcă fânul. Auzi, că ia purșeriu. Mă duc, am fugit de aici. Fă tu și ai goge de făcut. Doamne, ca bandit Ion al meu, că eu am vrut să mă duc în fundoane la butoiul de 25 de ani vechi cu răchie, și el a spus, nu că ăsta-l țin pentru nuntă la copilul meu, care fișor mă oțelă la soară. Și cât el m-a îngemnat, am scorbelit, eu am cocelit, adică am căutat în primniță și am descoperit secretele lui Ion. Uite așa, asta e căpșunată, bună, ca al mai fain lichior din lume. Sigur că da. Și acolo și eu. Așa e o pălincă de cireașă. E o pălincă foarte bună, care are 60 de grade. 60 de grade? Da. Doamne, păi de la 55 de grade încolo începe o travă, Ioane. Păi da, dar facem puiul la rotisor cu ea. Na, fii atent. La băuturile astea tari și la mâncarea de vițel ne trebuie un aperitiv. Și am înțeles că aveți voi o rețetă pe care o faceți când vă duceți la vânătoare. Da, eu în tinerețe, nici acum nu-s bățin, mai mergeam la vânătoare. Hai, noroc. Să trăiți la mulți ani, Mihai. Hai. Și iar să ne burge domnul Rai, nu? Uaca, faină să zăm ce căpșună în ea. Da. Stai să facem schimb. Facem schimb? Hai că facem schimb. Hai să ne apucăm de lucru. Fii bun, lasă căpșunata, că am eu grijă, jet de pălincă, jet de căpșunată, jet de răchie. Se pune la grătar, să faceți. Sau... Fris pe grătar, păcuți. Da. Sau bașcă, n-am mai mâncat. La vânătoare se face înțăpuș. Uite, eu încerc să tai stăninuța asta. Asta e sărată și afumată, sigur, o numai? Sigur că da. Și sărată și afumată, cum se cere la rețetă. Să nu vă închipuiți cumva că Ion e unicat
între bănățeni. Deși e mai special el, oricare bănățan are până în vară, până la otavă, când se cosește ultima dată, sigur are clisă, da, are cârnați în cantă, nu? Păi fără așa și Eva, nici n-ai cum să dai cu coasa în iarbă. Nu poți. Nu, n-ai cum. Deci cu hamburgeri, cu hot dog, nu, și cu, cu hot dog, nu, n-ai cu cum, salată degresată, n-ai nu cum se poate. Nu. E, ce vă spuneți voi în fața televizorului? Ce ne învață uica asta? Mare filozofie, e niște ardei scobești, bagi în ei slănină, bagi în ei brânză, pui pe grătar și gata, nu e adevărat. Slănina asta, porcul crescut la munte, hrănit numai cu ce crește în grădină, da, slănina este condimentată, nici nu-i nevoie să mai pui condimente, nu, brânza asta grozavă, fiți atenți, dacă reușiți să găsiți brânză de la Bârciorova de la Ion, să nu vă pice pe picior, că vă rupe piciorul. E atât de consistentă, de plină de grăsime, până și francezii o invidiază. Ia să vedem, slăina în fund, că asta se topește. Sigur și lasă, da, grăsime. Sigur că da, la mijloc brânză, iar slănină. Acolo, niște bucățel de brânză. Sigur că da. Răchie nu punem. Mă, uica, răchia după și. Da. Uite aici, uica. Da, de dopu. Și iuta, țupa, țupa pe grătar cu ele, le rânduile păzăși bine. Ia și vezi, rămân... uica, e bine miroasă. Oh, păi nici nu se pune problema. Să facem poftă la telespectatori. Și tu du-te la grătar acolo și da, eu ta, am de lucru aici, am o problemă de rezolvat aici, așa. Florica, Florica, dacă nu ți-o face uica copicii cu ojă și-ți dă curimel la sprâncene și la jene, că ești frumoasă și ești blândă. Doamne, că în ultimul timp se pare că am prins o patimă și o plăcere deosebită să stau în jurul vacilor, mai ales dacă e o vacă frumoasă și lăptoasă care dă lapte. Ia ca, pentru început, țin vaca de ghidon și ea nu are nimic împotrivă. Chiar cred că se îndrăgostește de mine. Așa că am încă o prietenă aici. Doamne, o dă lapte vaca ta. Mă dă, că dacă nu dă, nu mai țin. S-o dau dumneavoastră să o faci cu ojă și cu rimel. Gata. A, așa. Mulge vaca pentru că avem o surpriză pentru ei, voi. Ei, da, pentru... Le facem un desert cambanat, da, nu? Desertul care se mânca odată de bunicii noștri și străbunicii noștri. Deși multă lume o să consideră că suntem păgâni, noi vom schimba puțin rugăciunea fundamentală a creștinului ortodox. În loc de și pâinea noastră cea de toate zilele dă nouă astăzi, da, vom spune și coleașa noastră, uite că mi-a intrat fumul în ochi, deja am făcut păcate, și coleașa noastră cea de toate zilele dă nouă astăzi. Ce cu... Tu poți să te apuci, că eu țin telespectatorii, da? De vorbă. Eu mă apuc să fac coleașa, uica Mihai. Așa. Așa. Apa clococește. Clococește, dăm drumul, dăm bătăi. Făină așa ușurel înăuntru. Asta se numește o coleașă pripită. Da, bine rânduită. Bine rânduită. Deci coaptă. E vorba că la poalele muntelui grâul nu apucă să se coacă. E vorba că producția la hectar, la porumb, adică la cucuruz, cum spune bănățanul, e mult mai mare. Și e vorba că e mai simplu să fierbe o mămăligă decât să coci o pită. Să nu credeți că bănățenii sunt leneși. Sunt inventivi și foarte eficienți. Uitați-vă la Ion, că a iuta frământă el coleșa. Așa, Ioane, dă-i bătaie. Mă, Ioane, și e tot rândul acolo că m-a prins noaptea cu coleșa asta. Mă, uite, mă, și-o spăreaș, mă, eu așa, până surprindere. Și să fac, trebuie să mestec, ca să trebuie, are un secret coleșa asta. Da? Ia, da, spune. Deci, ca să fie coaptă, deci trebuie să o mestecăm, că de-aia se tot pune fănină să se amestecă, până când se desface, uite aici, după sușitor. E, vedeți aici? Când îți rămâne păcălețul gol, înseamnă că e coaptă, sigur, ea. Sigur, sigur că da. Bă. Provin. Deci, mâncăm, orice, gustăm orice și dacă nu murim... Secret. Vedeți? Păi, dumneavoastră, crezi că eu mă fum degeaba aici? Las că ți-ai fumat de la răchie, nu de la coleașă. Oh.
Uite aici. Să nu vă închipuiți că o să ducem ceaunul în care am fiert mămăliga la spălat. Îl punem înapoi pe foc, mămăliga rămasă pe ceaun se va carameliza și acum turnăm o belcă mare de lapte și ăsta-i desertul. Aroma porumbului fiert și puțin răscop cu laptele de la vacă pe care l-am scos pe cornul stâng, pe-al drept, nici nu mai știu pe unde. Mă uit ca Mihai, pe amândouă ești. Așa, ia-i strigă tu să ne aducă lapte. Cine vine cu laptele? Jumătatea mea vine cu lapte, nevasta. Hai, dar nu ți-o! Deci tocmai ăsta era secretul și delicatețea desertului. Ceaunul e foarte încintat. Păi nici împăratul de la Viena nu mănâncă din aștia. Oameni buni, nu ne întindem mult la vorbă pentru că mai avem de cosit încă două lanțe de pământ. Aia înseamnă un hectar și jumătate. Am încropit repede pentru că avem nevoie de hrană. Consistentă. Așa, consistentă. Un aperitiv din ardei umplut cu brânză, slănină și roșii. Vițel la țes care a ieșit extraordinar la gust. Și desertul obligatoriu al bănățanului. Ia-ză tu. Lapte cu coleașă. Coleașă pripită, da, cu lapte, lapte proaspăt din cornul vaș, așa. Totul e făcut ca să țină la muncă grea, pe principiu că stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Încercați și voi acasă. Dacă nu reușiți să vă faceți rost de o vacă și de un țest, dați telefon după Ion și după Uica Mihai. Și venim în galop și aducem și rătie cu noi. Dar da, după aia luăm și pe dumnealor cu noi la coasă. Absolut. Hai, da. Hai să ne apucăm de treabă. Să aveți poftă. Mm. Mm. Poate de viața mea, să știi că e bună. Super.